Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate că ați văzut imaginele cu prietenul acela lui Vlad Pascu. Vlad Pascu este băiatul acuzat că a omorât doi tineri în 2 mai. Da. În urmă, vara asta, în urma consumului de droguri, știți, bun, avea mai mulți prieteni, în fine, unul dintre ei ieri seară, a intrat în spitalul de urgență Floreasca, l-a furat de droguri, după cum chiar el povestește, într-un live, el făcea live pe Instagram sau pe rețea de socializare și interacționa cu prietenii și le spune unde se duce la furat, căutând droguri prin spital. Mi se pare uluitor. Nu neapărat că o persoană dependentă de droguri se duce, sau un consumator se duce să caute droguri, că poate are nevoie, ci lipsa oricărui, cum să spun, nu avea niciun fel de teamă, era totalmente blazat că se duce la furat. Orice adolescent mai face prostii din când în când, știm foarte bine, pentru adrenalină, pentru thrill, să vadă cum e, bă, dar te ascunzi și prostiile astea au proporțiile lor. Dar el era, nu avea niciun fel de reper moral acolo. Era totalmente plictisit că el a furat. Da, dar filmarea începe cu el mărturisind că este sub influența Xanax-ului și alcoolului. Și e asta. Un tip cu unghiile făcute cu oj, adică el e într-un film acolo și pătrunde într-un depozit al spitalului și începe să cotrobe după diverse substanțe medicale ce substituie sau ajută la formarea unor substanțe ce au efectul drogurilor. Da. Sunt din ce în ce mai multe filmări, am mai văzut puștani sau niște fete care se droghează cu niște ceva cu azot. Gaz în baloane, în spatele unei școli, adică trag din baloanele alea până cad pe jos. Da, m-am interesat, este azot pe care îl cumpără de la... Să nu dăm prea multe detalii, aș zice totuși. Și nu, ca să înțeleagă lumea ce e acolo. Da, nu știu, se droghează cu ceva fete în spatele școli. Adică alea nu-s droguri, asta e ideea. Adică oamenii găsesc soluții să aibă efectele drogurilor, amestecând fel de fel de substanțe mai puțin sau mai mult complicat de obținut. Da, mi se pare că, așa cum adolescenții fumau teribilistic țigări carpați în spatele școlii, acum alea sunt mărunțișuri. Uite, Ramona ne explică. Stai o secundă, alea sunt mărunțișuri și acum s-a trecut așa pentru la consum de droguri, doar că astea sunt substanțe mult, mult mai periculoase, care dau altfel de dependențe. Ramona ne spune că sunt dezinhibați din cauza substanțelor pe care le folosesc și atunci nu realizează. Bun, asta e o problemă, deci problema consumului de droguri, mai ales în rândul minorilor, a ajuns la proporții uluitoare și autoritățile par să nu aibă în continuare nicio idee despre ce ar trebui să facă. Două știri din aceste zile mie mi-arată că nu există o abordare clară în domeniu. Mai întâi, la Senat, Comisia Juridică a dat aviz negativ pe un proiect de lege care dezincrimina posesia de cannabis pentru consum propriu, în limita a 3 grame. Ceea ce înseamnă că senatorii vor să mențină politica de toleranță zero în privința asta, care funcționează în România dintotdeauna, de fapt. Pe de altă parte, ministrul Sănătății a declarat la Europa FM aseară, ați auzit la știri, că dependenții de droguri sunt, de fapt, persoane bolnave. Și că nu e moral, nu se poate aplica o sancțiune penală unui bolnav pentru că e bolnav. Ceea ce, desigur, pare foarte logic și foarte clar. Dar astea sunt două lucruri care se bat cap în cap. Toleranța zero față de ce facem cu dependenții de droguri, îi băgăm la pușcărie că au încălcat legea. Aici mi se pare că autoritățile nu au luat o decizie. În acest context vreau să reamintesc și o statistică recentă a poliției rutiere, care a constatat că anul acesta 7500 de persoane au fost depistate la volan conducând sub influența alcoolului, iar 2500 sub influența drogurilor. Faceți comparația între situații. Alcoolul e pe toate drumurile, se găsește la orice magazin, poți să-ți iei alcool, în timp ce drogurile, totuși, vânzarea este ilegală, faptă penală, infracțiune și consumul. La telefon este Vlad Zaha, criminolog specializat în politici publice în domeniul drogurilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! V-aș întreba, unde credeți dumneavoastră că greșesc autoritățile din moment ce consumul de droguri a devenit în România, așa arată datele, ceva atât de comun? Ați subliniat foarte bine mai înainte faptul că nu avem, de fapt, o direcție concretă. Încă rămânem în greșelile statelor din anii 70, 80 și 90 din America și din vest, însemnând că considerăm că putem opri consumul de droguri prin toleranță zero, prin pedepse, prin teste, prin polițiști, prin închisori și așa mai departe, ceea ce este pur și simplu fals. Cu siguranță vom
De ce e fals? De ce e fals? Stai să întrebăm, să lămurim asta. De ce e fals și ce a arătat experiența statelor care au încercat o astfel de politică în anii 70-80, cum spuneați? E fals în primul rând pentru că este o realitate statistică și criminologică că pedepsele nu au descurajat sau redus consumul de droguri în nicio populație, nici măcar dacă ne uităm la statele care chiar impun pedepsa cu moartea. Spre exemplu, este o preconcepție destul de comună că în Orient nu s-ar consuma droguri. Păi chiar anul trecut Arabia Saudită a fost supranumită capitala drogurilor din Orient. Uh-huh. Pur și simplu din cauza că nu funcționează acest gen de pedepse, este ca și cum ai încercat să te lupți cu o piață, cu factorii de bază a economiei, cu cererea și oferta, prin pedepse. Dacă avem ascultători specializați în economie, vom ști că este imposibil să distrugi o piață prin pedepse. Ce ar funcționa, de fapt, și ceea ce au făcut zeci de state din Europa și din jurul lumii și ceea ce vom face și noi la un moment dat, când ne va ajunge, între ghilimele, cuțitul la os, va fi să abordăm un model de sănătate publică pentru consumul de droguri și un model de siguranță națională sau de apărare națională pentru traficul de droguri. Lucrurile sunt atât de simple la nivel declarativ, asta ar trebui să se întâmple acum. Din păcate, la noi este exact invers. Domnul președinte Iohannis declara că consumul de droguri va intra în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și nu a spus nimic în acea declarație despre traficul de droguri. Deci cumva încă suntem în acel model în care SRI, SIE, Ministerul Justiției, Apărare Interne, Armata, ar trebui, înțeleg eu din acele declarații, să se concentreze pe consumul de droguri în timp ce traficul de droguri rămâne așa cum este. Deci ca să vă faceți o idee unde este România acum, ne putem imagina că România este ca și o cameră inundată, de la un robinet lăsat pornit și noi stăm cu robinetul pornit și adunăm cu cănuța apă din acea cameră în timp ce continuă să se inunde. Domnule Zaha, Luca Pastia, mă preocupă subiectul ăsta pentru că am un băiat de 14 ani și încă unul de 11, ăla deocamdată e ferit. Și am avut în liceu pe care l-am absolvit la finele anilor 90 colegi care au consumat heroină, care au consumat ecstasy, care au consumat alte droguri. Deci sunt cumva în cunoștință de cauză. Și apropo de legalizare, cred că cel mai mare rău care s-a întâmplat la noi, din ce înțeleg și din ce aud în jur, a fost perioada aceea când s-au vândut etnobotanice legal. Și înțeleg că acele droguri continuă să existe pe piață, sunt foarte accesibile, adică diferența e, când am absolvit eu liceul la finele anilor 90, dacă vrei să te droghezi, găseai droguri, dar era o preocupare în sensul ăsta și era complicat. Acum înțeleg că sunt niște droguri foarte ieftine care se găsesc și care au efecte foarte nocive. Cum putem să combatem zona asta? Că aici înțeleg că e problema mare. Copiii se drogează cu ceva care se cheamă cristal, fac combinații din tot felul de substanțe, prenandez cu nu mai știu ce. Da, ne amintim cu toți în momentul acela din 2011-2012 cu acele magazine de vise, de legale, între ghilimele, de nobotanice, practic droguri noi, construite cumva de chimiști, cu rolul de a imita, de a substitui, de a arăta ca și drogurile clasice, între ghilimele. Problema este că de când s-au închis acele magazine de vise și este foarte bine că s-au închis, doar că nu s-a făcut nimic altceva în afară de a se închide, consumul de nobotanice a crescut în România pe datele oficiale de la Agenția Națională Antidrog de 8 ori. Este consum astăzi de 8 ori mai multe nobotanice decât atunci când puteai să mergi la magazin fizic și să le cumperi. Ce se întâmplă în alte state și chiar dacă poate suna contraintuitiv sau radical, este exact că dezincriminarea, adică simpla nepedepsirea posesiei pentru consum propriu, fără magazine, fără altceva, a unor substanțe clasice, cum ar fi cannabisul, ar avea un rol de a scădea pur și simplu, direct și indirect, consumul acestor droguri sintetice extrem de nocive. Dacă vă uitați pe stradă și vedeți
oameni într-o poziție nefirească, cu capul în jos, drogul zombie, toate aceste substanțe sunt aceste etnobotanice care sunt făcute să semene vizual cu, de exemplu, cannabisul clasic, iar din păcate cineva de 18 ani care, căruia nu i-a spus statul nimic niciodată despre vreo diferență dintre substanțe într-un moment critic când ar fi avut nevoie de ele, și dacă îl întreabă cineva, doresc să consum ceva bun cu 15 lei și uite, este verde, este, poate este cannabis, s-ar putea ca acel tânăr să fie în fața unei alegeri care îi poate schimba viața dacă acea substanță este cannabis sintetic, dacă sunt etnobotanice. Deci mai bine încerci să pui sub control un fenomen care oricum există decât să te prefaci că îl controlezi prin măsuri aspre care nu funcționează. Mulțumesc foarte mult! A fost Vlad Zaha, criminolog specializat în politici publice în domeniul drogurilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.